La Biserica Funden din municipiul Câmpulung a avut loc Sfânta Liturghie închinată Sfântului Ierarh Nicolae. Ziua de 9 mai este sărbătorită de creștinii ortodoxi pentru că în această zi moaștele Sfântului au fost aduse la Bari în Italia. În altarul de vară, Părintele Ciprian Dragomir alături de Părintele Eugeniu Matei au oficiat cinstita slujbă. Pe lângă hramul adormirii Maicii Domnului, pentru că o parte din cei care au ajutat atunci la reptitorirea bisericii au purtat și numele Sfântului Ierarh Nicolae și l-au iubit tare mult. De asemenea, iată că Sfântul Nicolae, alături de Măicuța Domnului și de toți Sfinții, a ajutat ca biserica aceasta să fie redeschisă după Revoluție, cam în același timp cu seminarul Justin Moisescu, pe care Părintele l-a chivernisit așa de bine și unde am avut și eu bucuria și onoarea să învăț, și totodată să ne bucurăm cu toții de acest sfânt locaș și de rugăciunea făcută împreună cu strămoșii care l-au ctitorit și de viețuirea noastră pașnică aici. A rânduit bunul Dumnezeu să fie și ziua în care eu acum 14 ani am fost hirotonit preot. Și cu mila lui Dumnezeu am ajuns cu purtarea de grijă a înalt-preasfințitului Părinte Calinic și cu îndrumarea Părintelui Matei, iată să slujesc la o biserică care poartă și hramul Sfântului Ierarh Nicolae. Părintele Eugeniu Matei, care poartă și numele Sfântului, a adresat celor prezenți câteva cuvinte lămuritoare la evenimentul care s-a întâmplat în această zi. Și eu, împreună cu domniile voastre, se cuvine în primul rând să mulțumim bunului Dumnezeu, preacuratei sale Maici, Fecioara Maria, tuturor sfinților și tuturor puterilor cerești, pentru minunata zi pe care ne-a oferit-o fiecăruia în palmă și tuturor la oaltă, așezându-ne în palmele noastre zorii dimineții și frumusețea acestei zile pe care ne-o dăruiește în fiecare zi din viața noastră, pe toți cei dragi și pe toți cei dragi inimilor noastre, așezându-ne în corabia vieții ca să vâslim pentru întâlnirea cu Mântuitorul Iisus Hristos și cu toți sfinții. Și în acest sfânt lăcaș, plin de istorie, plin de slavă și așezat în sacul dragostei inimilor noastre, dar și al dumneavoastră, să venim aici să ne rugăm, să cerem lui Dumnezeu cât considerăm noi că trebuie să-i cerem, pregătiți fiind atunci când cerem lui Dumnezeu ceva. Părintele paroh Ciprian Dragomir a ales ca Sfântul Nicolae să fie prăznuit în această zi, evitând astfel aglomerația din data de 6 decembrie, atunci când majoritatea bisericilor îl cinstesc pe acest mare ierarh.